Bună ziua, domnule vicepreședinte, domnule primar, stimați invitați, onorați oaspeți. Deschidem astăzi cea de-a 12-a ediție a Salonului Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de către Biblioteca Județeană Dâmbovița. Este un eveniment deosebit care se desfășoară în cadrul zilelor municipiului Târgoviște, în perioada 6-8 septembrie, în intervalul orar 10-19. Noutatea pe care o aduce ediția din anul acesta a Salonului Editorial este aceea că se desfășoară în aer liber și ideea, trebuie să mărturisesc că a venit de la domnul președinte al Consiliului Județean și am avut sprijinul nemijlocit al primăriei municipiului Târgoviște și pe această cale îi mulțumesc domnului primar. Domnul președinte al Consiliului Județean o să ne onoreze și dânsul cu prezența, deocamdată este prins într-o videoconferință. De aceea îi dau cuvântul acum domnului primar al orașului Târgoviște. Domnul primar. Mulțumesc, doamna director, doamnelor și domnilor, fiți bineveniți. În primul rând la zilele cetății Târgoviște 2013, pentru că noi așa timp de 3 zile Târgoviștea sărbătorește fosta capitală a țării românești, timp de peste 300 de ani, se află în sărbătoare. Să ne bucurăm cu toți, să ne bucurăm de vremea frumoasă, să ne bucurăm de prieteni, de oameni pe care îi cunoaștem, cu care ne întâlnim după multă vreme sau pe care abia îi descoperim. Trebuie să apreciem tot ce are Târgoviștea mai bun, Târgoviștea ca fostă capitală a țării românești și printre altele, nu-i așa, cartea este un lucru care trebuie să fie temelia educației oricărei persoane alături de cultură, de spiritualitate și de tradiții. După cum se spune, cine are carte are parte, noi avem aici o grămadă de cărți, suntem înconjurați de cărți și de cărturari, cei care se ocupă cu bunul mers al lucrurilor. Vreau să le spun că suntem alături de ei, așa cum am fost de fiecare dată, să vă invit pe dumneavoastră târgoviștenii, dâmbovițenii și oaspeții noștri pe care avem în aceste zile la Târgoviște să vă desfătați spiritual vorbind cu ceea ce veți găsi aici. Este într-adevăr o idee nouă, o idee care practic se mulează pe conceptul pe care zilele Târgoviște încearcă să-l ofere în fiecare an. Acela de a deschide porțile orașului, de a ne deschide către toți cetățenii. La mulți ani Târgoviște, la mulți ani Târgoviște! Mulțumim domnului primar, ați rostit cuvinte foarte frumoase. Acum rugăm pe reprezentantul Arhiepiscopiei Târgoviște, părintele profesor Puiescu Marian. Doresc să vă transmit mesajul de binecuvântare și de apreciere al înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon cu ocazia inaugurării acestui salon editorial în cadrul manifestărilor legate de ziua municipiului Târgoviște. Sigur, Biserica a valorizat dintotdeauna cultura ca expresie a creativității umane sub inspirația lui Dumnezeu. De asemenea, i-a utilizat cultura în misiunea sa și nu trebuie uitat că aici, la Târgoviște, este capitala tiparului românesc, pentru că de aici, ieromonacul Macarie a răspândit lumina tiparului prin tipărirea primei cărți de pe teritoriul țării noastre și din sud-estul european, iar opera macariană a fost celebrată așa cum trebuie de către biserica noastră prin retipărirea omagială în anii ce au trecut, 2008, 2010 și 2012, a celebrelor sale capodopere liturgice. Acest eveniment editorial de astăzi celebrează cartea ca expresia spiritualității și culturii umane aici la Târgoviște. Doresc tuturor târgoviștenilor la mulți ani cu ocazia debutului sărbătoririi zilei orașului lor. Mulțumim, părinte! Acum, din partea Societății Scriitorilor Târgovișteni, îl rog pe domnul Valinițu. Salut, mâna doamnelor, vă salut cu respect, domnilor, și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că astăzi sunteți alături de noi într-o zi frumoasă, într-o zi cu soare la Târgoviște. Permiteți-mi ca în calitatea mea de vicepreședinte al Societății Scriitorilor Târgovișteni să vă transmit gândul bun al conducerii, să mulțumesc în numele celor 160 de membri ai Societăților Scriitorilor Târgovișteni și să vă doresc o zi minunată și vă mulțumesc că existați, pentru că altfel noi nu am fi aici. O zi minunată și la mulți ani!
mulțumim și reprezentantului din partea Societății Scriitorilor Târgoviște. Declarăm salonul editorial Ion Heliade Rădulescu și